Da drumul, să știi. Da. În triunghiul ABC avem oarecare, bineînțeles, ABC. Deci, în ipoteză, avem un triunghiul ABC oarecare. Da. AB egal cu 10. Deci, în triunghiul ipoteză, în triunghiul ABC. AB egal cu 10. AB egal cu 10. AC egal cu 15. AC egal cu 15. BC egal cu 20. BC egal cu 20. D aparține lui AB. AD egal cu 4. AD egal cu 4. E aparține lui AC. F aparține lui BC. Astfel încât D e paralelul cu BC. Deci D e paralelul cu BC. E F paralelul cu AB. E F paralelul cu AB. Aflați perimetrul lui. D, E, F, D. Deci merg perimetrul triunghiului acela. Nu triunghiului. A lui D, E, F, B. A un paralelogram, cred că e asta. Așa. Paralelogram. Paralel, gata. Parametru. Perimetrul lui D, E, F, B. D, E, F, B. Deci un triunghi la întâmplare. A, B, C. A, B de 10, A, C de 15, B, C de 20, deci toate le știu ca mărimi. D e pe A, B, așa încât A, D. D e pe A, B, așa încât A, D este de 4. Tot A, B era de 10. Cam pe aici până la 4. Ce va să fie de 10? Deci totul este de 10 și până la mai 4, da? D-ul cam aici este. Eu aparțin lui AC, așa încât D e paralel cu BC. Deci prin punctul D, duc o paralelă la BC. Și obțin F-ul, punctul acesta de pe... și F-ul e pe paralelă... Nu, eu este aici, da? Și pe urmă duc paralela prin E la AB și obțin punctul F. F e pe BC. Se cere să aflăm area patraterului D, E, F, B. Nu știu dacă se întâmplă să iei pătrat, numai dacă aici se întâmplă să fie 9 de grade. Oricum, D, E paralel cu BC, E, F e paralel cu AB. Deci, D, B, F paralel. Este un paralelogram. Deci da. D e congruent cu B, F, D, B. Deci asta e cât asta. Da, nu? D, B e cât și e asta de aici e cât asta. Da. Știm că AD supra D, B egală cu D, E supra B, C. Deci AD supra D, B egală cu D, E supra B, C. AD supra D, B egal cu A, E supra A, C. Și nu e și D, E supra B, C, când ai zis dumneavoastră? Da. Și egal cu? B, E supra B, C. B. D, E. D-E supra B, C. Păi nu, ți-o zis nu. După aceea că trebuie derivată, n-ai fost atent. Deci A, D supra toată A, B. Deci dacă e A, D supra toată A, B, egal cu A, E supra toată A, C și egal cu D, E supra B, C. Da? Deci s-a obținut din faptul că am avut A, D supra D, B egal cu A, E supra E, C. Am adunat numitori la numărător și am obținut A, D supra A, B toate, egal cu A, E supra A, C, și egal cu D, E supra A, B, C. Deci A, D supra D, B egal cu A, E supra E, C. Mergem pe raportul ăsta care zic, da? Deci A, D. Adică latura triunghiului ăsta micuț de sus, A, D, supra toată latura triunghiului mare, supra A, B, egal cu A, E, AD supra? AD supra AB. Toată AB. Ah, da. Dar de unde e? Nu știu asta. Eu am luat o alta. Eu am luat altfel. Am luat AD supra DB. Bun. Hai să facem. Hai să luăm eu așa. AD supra DB egal cu AE supra AC. Supra EC, EC, EC. EC. Așa. Și ce știu aici, te rog? AD o știu, nu știu? AD, bă, dar este 4. 4. DB-ul? DB-ul nu cunoaștem.
Da, știu tot AB-ul. A 6. Deci știm că DB-ul este 6. Da? 6. Bun. Deci, practic, raportul ăsta îl știu. Aș spune că este egal cu 4 pe 6, nu? Să se mai simplifică. 2 pe 3. 2 pe 3, da. Și pe urmă, A e supra E ce? A e, parcă o știm, nu? Nu știm. Nu. A e, nu. A e trebuie să o aflăm. Și nici pe E ce nu știm. Și de aceea suntem în situația aceea că nu putem continua în felul ăsta. Trebuie să obținem ceva raporte derivate. Și atunci mă întorc la teorema lui Thales și zic echivalentă cu? AD pe AB. AD supra toată AB, adică adunăm numărătorii la numitori, da? Deci adunăm numărătorii AD și cu... Da, am înțeles. Da, numărătorii la numitori. Și bine, AD îl lăsăm supra AB. AD plus DB, care înseamnă AB deodată. Da, aia e egal cu AE. Supra AC. Totul AC. Și egală cu DE pe BC. Și egal cu DE supra BC. Egal cu DE supra BC. Da? Și hai să vedem ce știm și ce nu știm acum. AE nu-l știm. Dar AD îl știm? AD, începem. Da. AD, da, AD îl știți 4. 4 supra 10. 10. Adică... egal cu AE. 4 pe 10, care înseamnă 2 pe 5, da? Da. 2 pe 5. Egal cu AE, care nu știu. AE, care nu știu, și lăsăm. Supra AC, 15. Da. Și egal mai departe cu? DE. Care nu știm. Nu știu. Supra BC, care e 20. Ei, parcă-mi place acum. Că știu valoarea raportului. Da. Și acum mă duc... AE repede iesă. Și AE și DE. Și DE. Deci mă duc 2 pe 5. 3 pe 5 egal cu AE supra 15. Când ne rezultă, adică AE egal cu? AE este egal cu 15 ori 2 pe 5, adică 6. Deci 6 face, da? Da, da. AE. De eu. 2 la 8. 2 pe 5 egal cu DE pe 20. Adică DE egal cu 20 ori 2 supra 5, adică 8. 40 pe 5, 8. DE egal cu 8. Deci am găsit și pe AE, am găsit și pe DE. Deci și pe AE și pe DE. AE, DE, da. AE, deci am găsit pe AE pe asta. Da, 6. Am găsit pe DE. Da. Îmi place colatura, deci tot și pe BF îl știu acum. Da, tot 6. BF. DE 8. Tot 8. DE 8. Fiindcă e barogramic, cât pe e. Deci 8. 8. Îmi trebuie DB. Păi DB nu l-ați aflat? Cred că îl știi pe DB. Clar, știți pe AD care este 4 și pe AB care este 10 și 6. Tot 6, așa. Deci asta era 10. 6 și 6. 6 și 6. Păi gata, perimetru. Suma tuturor laturilor. 2, 16, 16 plus 12. Perimetrul la AD. De 2 ori pe lângă. 6 plus 4. Dar nu e ABCD. E D, B, E, F. Așa. D, D, E, E. De 26 plus 8. Adică 28. 28. Gata. Vezi, nu am de greșit. Atâta? Gata. Hă? Atâta trebuia să aflăm. Atât de ușor? Da, măi, da, atât de ușor. Da. Ce înseamnă că am înțeles? Da. Sprimele ultime. Sprimele probleme, cel mai ușor. Și am făcut asta despre ADB, egal cu 4 pe 2. Dacă vrei, mai facem o problemă următoare, dacă nu vreau. De ce să mai facem? De ce? Că la fel, vedeam vorbit. Este ora 8 și 10. 8 și 10, da, mai bine. 20 minute, nu? Nu, 8 și 7 minute, domnule. Că eu la atumite am înțeles, dar vreau la algebră, că e greu. Da, la algebră să-mi explic dacă vreau ceva. Hai, și de la ce pagină? De la tema. Continuare, tema am făcut-o ieri cu ispileții din Buzăpinec. Dar nu, că am făcut-o singur și mi-a dat toate rezultatele de la sfârșit. Da, bravo. Și atunci ce mai vrei de la tema? Facem în continuare, da? Deci, da, încă niște chestiuni mai... Poate începe... la factorilor de subradical. Uităm, începe să intrăm la ieși mai frumușele, da? Introducerea factorilor de subradical. Sigur. Poate era. Așa, am învățat că
când îți compun numărul, uh-huh, o să-mi dea, le unesc pe grupurile care se vale, după aia le pun și le pun la care să mănâncă, le pun înainte, nu voi spune. Da, înainte de a începe treaba, spune radicale asemenea, nu spătați-vă, radical asemenea. Un radical asemenea? Da. Ce înseamnă radical asemenea? Doamne profesor, ca în problema pe care am avut-o, dacă întoarcem figura așa, nu rezultă că F pe A2 egal cu F pe BC? Cum, Miruna, aștept figura dacă... Dacă întoarcem așa, nu F pe AB egal cu F pe BC? F că... Pe BC? Pe BC toate. Da. Deci, ai zis așa. E F pe toată asta. Egal cu F pe băcă. Egal cu F, da, sigur. Probabil că la calcul acolo ești atent. Deci, așa. Radicale asemenea, am zis. Radicale asemenea, notați-vă. Ia scrieți, copii, Miruna, trebuie să fii atent. Radical. Asemenea. Asemenea. E vorba de doi radicali care au aceeași parte subradicală. Da? Sunt, e vorba de radical din 3 radical din 7 și 5 radical din 7. Sunt radicale asemenea pentru că 5 radical din 7 și 3 radical din 7 sunt asemenea pentru că subradical e aceeași bucată. Și cu ei putem face operații. Putem să-i adunăm. Ia să vedem. Cât face? 3 radical din 7 plus 5 radical din 7 este egal cu cât? 3 plus 5 într-o paranteză, totul radical adică din 7. Adică te ești cu 5 fac 8. 8. Fii mai un radical din 7. 7. 8. Ca și cum ar zice, a, de 3 meri și cu... 3 meri și cu 5 meri, meri, fac 8 meri. Da. Zi, 8 radical din 7. 8 radical din 7. Da. Acum, vă mai atrag atenția că eu aș putea să-mi fi chipuit că 3 era deja subradical. Și atunci ar fi radical din 9 ori 7. Deci, deci 3 radical din 7 da, egal cu... El, subradical a fost 9. Da, că e 3 la 9. A, da, că e 3, da. Deci când îl bag subradical... Când vreau să-l introduc. Când se introduc subradical... Da. Da? Trebuie să ridic la puterea a doua, ca el... Așa l-am scos. Așa a fost, a fost 3 la a doua și ești în față. Ai înțeles, Tudor? Da. Deci, hai să iau și mai ușor. 3 la a doua. Da. 3 la a doua. 3 ăsta care era la întâia, băgat sub radical, devine 3 la a doua. Corect. Ori 7. Corect. Care ar fi, dacă ar fi să lucrez aici, ar face radical 9 ori 7, 63. Uh-huh. Iar celălaltul, 5 radical din 7. Adică, adică 25 ori 7. Deci egal mai departe cu radical din 25 ori 7. Face radical din cât 175. Da. 4 de-a de 25 face da, 100 și cu 3, 175. Dar să vezi și Cosmin că are ce învăța de aici, că sunt niște lucruri care nu știu și s-a. Cosmin? Iată că și pe asta, bă, că m-am săturat de câte ori o schimbat, mă, ce avem? Hai. A schimbat-o eu, a schimbat-o voi. Fraza motivă, dar trebuie și opriți căldura, că... Nu știu. Ce? Ce? Deci vă spuneam că 5 radical din 7 înseamnă radical din 25. Păi spune, urmește că sunt niște lucruri interesante. Înseamnă radical din 25 ori 7. L-am băgat pe 5 sub radical și face 25 ori 7. Adică radical 175. Și dacă vi se întâmplă vouă să vi se dă așa, să calculați
radical din 63 plus radical din 175. Ei disperi la prima vedere. Știți de ce? Păi zici, voi n-am spus, nu s-a asemenea ăștia. Îl scriam ca... Ne întoarcem înapoi. 97. Îl scriam ca ceva. Ca 97. Deci egal cu 97. Tocmai mă întorc acum. De ce? De ce mă întorc? Uite, Adi. Deci dacă i-am așa așezați, dacă am 3 radicale 7 plus 5 radicale 7, știu că fac 8 radicale 7. Da. Pot să operez. Dacă dă așa radicale 63 plus radicale 175, mă bag în panică. Nu știu exact ce fac eu în condițiile astea. Păi facem câte radical din 63 dacă dă număr... Nu dă exact. 64 ar fi, 8 ori 8. Ce-i faci? Na. Câte-i? Deci... Stați ca să vedeți că nici nu vede. Sigur. Iar ne întoarcem. A? Cum facem, Adi? Păi 63 zice, cât se fac 63? 7 ori 9. 7 ori 9. Deci zice radical din 7 ori 9. Plus radical din... 175. 175. 25 ori 7. 25 exact. Ori 7. Și egal mai departe cu? Cu cât copii să fie? Cu radical din 7 ori... Ori radical din 9. Luăm frumos. Radical din 7 ori radical din 9, conform proprietății. Corect. Plus radical din... 25 ori radical din 7. Radical din 5 la 2 putem să zici acolo? Sigur că da. Acum radical 9 știu că face 3 ca să mai pierd timpul. Face 3 radical din 7. 3 radical din 7. Plus 5 radical din 7. Și am ajuns la același lucru. Nu că am ajuns la același lucru. Eu v-am scos în evidență, dragilor. Dar nu înțeleg, domn profesor. V-am scos în evidență faptul că într-o situație de așa asta, dacă v-aș fi început de ieșiți-o așa, aș fi fost adic, într-o situație de panică, pentru că nu aveai acești doi radicale asemenea. Nu erau asemenea ca să poți opera. Și atunci am visat la varianta aranjărilor ca niște radicale asemenea. Și la 2 la 3 avem tot pe la asta, de să ne dim, sau la 63 la 3, adică dim la 63 la 2, radical din 63 la 2, care știm ce face, 63 și... Da, să deci, lucrăm niște introducerea factorului subradical mai Toma, simplu. Toma, eu asta am făcut aici. Eu am văzut, da. Deci am făcut și introducerea și scoaterea subradicală. Da. Adică introducerea pe 3 l-am introdus și pe urmă am scos, nu? Pe 9 și pe 25. Deci am făcut un prim antrenament pentru ceea ce înseamnă importanța acestui mecanism de scoatere și introducere. Pentru că este important să înțeleg asta ca să poți face operații cu radicale. Corect. Da? Deci să poți face operații cu radicale semne. Și acum să începem. Te rog. Facem scoaterea sau introducerea? Că eu așa mă... Dă-mi în complicat. A, amestecat. Complicat, da? Amestecat. Amestecat. Nu, păi... Calculați. Calculați. 6 de la pagina 4. Radical din 3. Calculați. 2 puncte. Radical plus din 3. Radical din 12. Înmulțit, nu? Plus. Plus radical din 12. Minus radical din 27. Radical din 27. Egal cu. Egal cu. Modul. Poftim, Miruna. Radical din 3. Rămâne așa, că n-ai ce face. Deci radical din 3. Plus. Plus radical din 3 ori 2 la 2. Adică 3 ori 4 se luăm ca să înțeleagă toată lumea, da? Mm-hmm. Și ai pus zis tu bine, dar eu iau mai ușor. Minus. Radical din 3 ori 4, că fac 2. Minus 3 ori 9. Radical din 3 ori 9. Da, și este egal cu radical din 3 radical rămâne așa. Din 3, da. Plus radical din 3 ori 2. Da, că radical din 4 la 2. Sau altfel spus, 2 ești de față, deci plus 2 radical din 3, zice. Mai repede. Păi da, și da. 2 radical din 3. Minus 3 radical din 3. 3 radical din 3. Și egal cu, dăm factor cu 3 radical și din 3. Mai, Miruna, operă mai dai factor cu 3 radical din 3. 1 radical din 3 și cu 2. 3. 3 minus 3 radical din 3 face 0. Termină. Următorul este zis, domnul profesor. Da. Modul din minus 6 radical din 3.
Minus 6 radical din 3. 3 minus 10, închideți modulul. Minus 10, am închis modulul. Minus. Deschideți alt modul. 6 radical din 3. Minus 11, închideți modulul. Plus. Da. Deschideți alt modul. 8 radical din 3. Minus 14. Închideți modulul. Plus. Deschideți modul. 4 radical din 3, minus 7. Închideți, egal cu. La acesta. Iar vrea Mirona. Mirona lucrează, că trebuie să așa de multe. Domnul profesor, da. Da, minus 6 radical din 3, minus 10, adică 6 radical din 3, minus 10, nu? Dar de ce minus 10? Dar ce, ăsta nu are, ia și el obligația asta? Minus 12. Deci cât este? Minus 2 ori 5. Minus 2 ori 5? Dar de ce v-ați gândit așa? Mai întâi, Adi, da. Cât este radica modul din minus 5? 5. 5. 5 ăsta. Da. Dar cât este ăsta modul din minus pe lângă 7 plus 3 radical din 8 plus, 2, plus 3 radical din 8? Deci păi, modul din ceva. 7 plus 3 radical din 8. Deci nu mai ții cont de minusul ăsta, că tocmai transformă în plus. Da. Deci face 7 plus 3 radical din 8. Uh-huh. Bun. Atunci e și acolo sus. 6 radical din 3 plus 10. Deci va fi, întorcându-te, ai sesizat ideea, da? Da. Că poți să scoți un minus în factor și minus pe lângă 6 radical din 3 plus 10, și modulul său scapă de semn. Da. Cu alte cuvinte, schimb semnul. Da? Da. La fiecare din ăștia. Și ăsta și ăsta trece în plus. Da? Da. Da. E bine. Deci spunem cât este. 6 radical din 3 plus 10. Deci este 6 radical din 3 plus 10. Da. Deci este 6 radical din 3 plus 10 minus, minus 6 radical din 3 minus 11 plus, pardon, plus 11. Aici e o problemă complicată, trebuie să fiu atent așa. De ce? Adi, cât este modul? Minus 6 radical din 3 minus 11. O secundă, uitați-mă. Uitați-vă, nu l-a încercat, nu? E încercat. Cât este... 11. Cât este modul din minus 5? Ia mă întorc. 5. 5. Dar modul din 7... 7... Minus 13. 7, păi... Cât e modul din 7 minus 13? Adică cum am zis că e modul de 7 minus 13, deci, facem calculul și după aia punem... Facem calculul, ai spus, nu? Așa facem, măi. Deci modul din cine ar veni? Modul din 7 minus 13? Păi minus... 6. Minus 6. Modul nu, din minus 6. Minus 6. Minus 6. Da? Modul din minus 6. Da. Și modul din minus 6 este cât? 6. 6. Egal cu 6. Dar îl mai poți scrie pe minus 6 ăsta ca fiind egal mai departe cu 13 minus 7. Da. Da? Deci egal cu 13 minus 7. Am zis bine? Că așa mă gândesc. Cu 7 minus 13 ne dă un număr cu minus și după aia cu... Da, dar înseamnă dacă e 13 minus 7, pe minus 13 le-ai făcut plus 13, da. Și pe 7 le-ai făcut minus 7. Deci am schimbat semnul. Pe ei cu minus l-am făcut plus și pe el l-am minus. Dar când se face așa? Când se face? Când îți dă aici o expresie negativă. Deci atenție multă, atenție ce vă spun. Faci calculul, ca și ai spus tu, fac calculul, 7 minus 13. Ai constatat că ți-o dat minus 6, da. Și modulul unui număr negativ înseamnă că nu mai ținem cont de semn, deci devine pozitiv, și rămân 6. Dar pe 6 ăsta l-am văzut ca 13 minus 7. Și din 13 minus 7, de parcă i s-a schimbat semnul întregii expresii. Uh-huh.
Adică plus 7 l-am făcut minus 7 și minus 13 l-am făcut plus 13. Deci vreau să vă spun așa, copii. A, deci și asta e șmecherie aici. Acolo trebuie să studiem aici. Adică trebuie să studiem să vedem ce semn are expresia. Adică cum a spune că 11 minus 6 radical din 3. Dacă ar fi știu, e negativ. Deci trebuie să vedem care e mai mare. Să facem diferența asta. Păi radical din 3... A, să introducem pe 6 modul. Da. Nu radical și să fie radical din... Deci noi trebuie să muncim acum. Adică radical din 3 ori 2. Nu? Din 6 la a doua, adică. Așa, 6 la a doua, adică trebuie ori 6... Radical din 6 la a doua e 36. Da. Ori 3. Da. Și care face cât dacă muncim la ea? Păi 6 ori 3, 18 și 1, 3 ori 3, 9 și 100... Cât am zis? 100... Deci 3 ori 6, 18 și 3 ori 3, 9, 108. Da. Deci am 108. 8. 108. Și compara cu vecinul său... 11. Sau cu radicalul. Radicalul 121. Da. Da, radicalul 121, cum spune ce? Deci radicalul 121. Ce face? Mai mare e primul. Care e mai mare? Radical din 121. Adică ăsta cu minus final. Da. Și înseamnă că la rezultat va da cu minus. Și atunci trebuie să schimbăm semnul ambilor. Adică 11 minus 6 radical din 3. Așa, după ce am păstrat atât. Atenție, nu mai face chestia asta. Unde era așa, că nu ai făcut o chestie, dai spart... Da? Noroc că am venit, dar cafea nu știu. 5 de vreuna. Cât zicem aici? 5 minus, adi minus, deschidem paranteza. Că minusul ăsta a rămas afară. 11. Așa, 11 minus 6 radical din 3. Insist, copii. Deci când am făcut calculul, dar mi-am dat seama că... să facem calculul și după aia. Să ne dăm seama dacă e negativ. Că dacă e pozitiv, așa rămâne. Deci dacă la calculul așa ăsta... Așa rămâne? Da? 6 radical din 3. Păi, dar modul 20. Din... Măi, modul din 7, cât este? 7. Îl lași așa. Deci dacă la calculul care îl faci, constați că e pozitiv, rămâne așa, da. Iar dacă e negativ, schimb semnul. Asta e foarte important ce zice domn profesor acum. Eu, Cosmin, așa am făcut. Și eu așa am L-am ascultat exact. Și eu așa am făcut. E de, atenție, modul dintr-o expresie e, dintr-o expresie e, da, modul dintr-o expresie e, egal cu exact expresia, uitați-vă spre acolo. Deci modul dintr-o expresie egal cu expresia respectivă dacă expresia e mai mare egal decât 0. Corect. Deci modul dintr-o expresie, cât o fie aceea de mare, nu mă interesează. Da. Este, rămâne așa, dacă expresia e pozitivă. Bun. Și egal cu minus expresia, da. Adică minus, se schimbă semnul tuturor termenilor de acolo. Corect. Aia cu minus devin plus, aia plus devin minus, da? Da. Dacă expresia e mai mică decât 0. Și trebuie să ții cont și de minusul ăla din fața. O să țin. Asta e legea. Asta e legea importantă. Deci, modul dintr-o expresie egal cu expresia dacă expresia e pozitivă și egal cu minus expresia dacă expresia e negativă. Da? Așa, plus. Minusul a rămas aici în față, da? Plus. Mergem mai departe. Am ajuns la următor. Iar trebuie să facem la fel. Sigur. Să introducem, adică radical din 3 ori 64. Deci, să zicem noi, 8 radical. 8 radical din... Da, zice 8 radical, o copie, ia toată expresia. Expresia e. Hai să faci banal. Expresia e. Hai, uite-te aici, important ce spune. Deci expresia e este egal, o notez acum. Expresia e egal cu 8 radical din 3 minus 14 și egal cu... Miruna, te rog să urmărești. Introducem pe 8 sub radical și face radical din
zi, 64 ori 3 minus pe 14 îl bag și pe el subradical. Adică 14, radical 14. Din 140 și 196. 196. Și egal mai departe cu. O să vedeți imediat. 64 ori 3. Fac calculul. 192. Deci radical din 192 minus radical din 196. Și acum văd care e mai mare, ca să-mi dau seama dacă... 196. Ăsta negativ e mai mare. Da. Deci la scăderea asta adică îmi vă dau un număr negativ. Adică scrie... Deci expresia e mai mică decât 0. Și atunci o să fie radical din 196 minus radical din 192. Da. Deci când expresia e negativă, eu voi lua deoparte și voi spune așa. Ia să scrieți așa. Modul din... Deci în clipa asta, modul din... Expresia e... După definit, egal cu modul din... Pe el înlocuiesc. Cu cine înlocuiesc? Cine era e? 8 radical din 3. 8 radical din 3. Minus 14, da? Ei facem. Da. Și conform definiției, atunci când e negativă, iau minus pe lângă expresia, da? Deci egal cu minus pe lângă 8 radical din 3 minus 14. Și egal mai departe, minusul din față schimbă semnul tuturor. Și face minus 8 radical din 3 plus 14. Deci, dragilor, vă spuneam mai înainte, sigur că forțam mâna și spuneam așa, după ce constatați ce fel de număr este, dacă e pozitiv, rămâne așa, nu las deloc, iar dacă e negativ, cel cu minus devine plus, deci cel cu minus devine plus, și cel cu plus devine minus. Deci schimbăm semnul tuturor. În final, în clipa asta, vă rog să aveți în vedere totdeauna acest lucru. Când aveți modul dintr-o expresie, vă interesați calculul acolo, dacă e pozitiv. Dăm barele și deoparte și rămâne așa. Iar dacă e negativ, schimbăm semnul. Ăla cu plus devine minus, ăla minus devine plus și totul este perfect. Da? Hai să ne întoarcem din la cutie. A rămas acolo la 6 radical din 3 plus 10. O reiau de la capăt eu. Minus 6 radical din 3 minus 10. Era negativă. Am pus-o pozitivă. Și am devenit-o, am făcut-o, mi-am schimbat semnul tuturor. 6 radical din 3 plus 10. Minus pe lângă. Am ajuns la asta. Am constatat că și ăsta e negativ. Fiind negativ, schimbă semnul. Vine 11, adică minusul devine plus. 11, minus 6 radical din 3, da? Plus. Am ajuns la al doilea modul. Da, acum e 14 minus 8 radical din 3. Fiindcă și ăsta e negativ. Da. Deci, plus... Paranteză. 14. Deci, de, să o spunem pe cea dreaptă, n-ar mai avea nicio rost paranteza, câtă vreme e plus în față. Da, corect. Din coace era important să o pun minusul. Uh-huh. Deci vine 14 plus, pardon, minus 8 radical din 3. În sfârșit, ne ducem la ultimul modul. Și pe asta trebuie să-l calculăm. Și la asta îl calculăm. Luăm deoparte, să zicem e, așa să vă obișnuiți să lucrați, cum vă propun eu acum. E expresia de acolo este 4 egal cu 4 radical din 3 minus 7. Și egal mai departe cu 4 îl introducem sub radical. Da, adică radical din 3 ori 16. Da, 48 de ani de repede. A 48 minus 49, radical din 49. Și constatăm că al radical din 49 e mai mare. Și atunci e număr negativ ăsta. Da. Și când expresia e negativă, conform definiției, schimbăm semnul. Semnul. Adică o să zicem aici unde avem noi 7 minus 4 radical deci plus, din 3. Plus că este plus aici. Da, plus. 7. Nu mai pun paranteza, nu are nicio. 7. 4 radical din 3. 7. Minus 4 radical din 3. Și egal cu, în sfârșit, să ne apucăm să calculăm și noi să terminăm exercițiul ăsta. Așa. Egal acum de supru. 6 radical din 3.
Plus 10. Minus 11. Minus 11. Plus 6 radical din 3. 6 radical din 3. Nu, da. Corect. Plus 14. Plus 14 minus 8 radical din 3. Da. Da. Plus 7 minus 4 radical din 3. A, și gata, ah, gata, m-am prins. De acum... Da, pot să zic eu că... Te rog. Deci, într-o paranteză rotundă, scriem 6 plus 6 minus 8 minus 8. Nu, mă, adună, mă. 6 radical din 3 și cu 6. 6 cu 6 fac 12. 12 radical din 3. Minus 8 radical din 3, 12 minus 8. 4 radical din 3. 4 și minus 0. 0. Deci s-a terminat cu radicalii, da? Da. 0. 0 plus 10 minus 11, adică minus 1. Plus 14. 13. 13 și cu 7. 21. 13 plus 7, 20. Așa, 13 plus 7, 20. Când e lumina aprinsă, 20 faci. Corect. Da. Și lumina aprinsă aici. Deci egal cu 20. Iată răspunsul corect la aceste chestii. Așa, dragilor, am făcut un lucru foarte interesant astăzi. Da. Am înțeles ce înseamnă explicarea unui modul, a unui număr irațional când sunt radicale acolo, și am spus o expresie. Trebuie să calculați expresia, să o comparați acolo, să constatați ce fel de număr aveți. Un număr pozitiv sau negativ. Ca să știi cum să-l tratăm, să-l facem să din sub modul. Da, dar acum am înțeles. Deci ori îl lăsăm așa, dacă e pozitiv, îl lăsăm asta așa. Mie, cam, și dacă e negativ, în locul semnului că îmi pune minus pe lângă toată expresia. Și atunci nu greșim deloc. Corect. Da? Sinteză. Pe când să mai facem unul? Că o venit a 11, uite, da. Cosmin aici. Mai Cosmin o da. Nu? Cosmin, respectăm și respectăm, da. Care teză. Dar mai stai? Păi cum nu mai stă, mă? Dar ce? Da, ce eu am venit ca să ceați. Dar stai mai puțin, care teză, mă, și el. Na, lasă că mai facem. Ai lipsit două ori, găsi două zi, domn profesor. Dar noi am stat aici până la 10. Hai să sinteza o oră. Sinteza o facem. Ia șergi tu doar. Noi am stat aici până la 10, câte 3 ori a văzut. Când a venit a 11, am venit. Am stat și de la 5 la 10. Aole. Săracii, săracii. Să-mi loc la a 4-a și-mi loc la vostru, dar la 10 noi am stat. Vai de cap. Nu, dar bine, dacă am să cu numai algebră, veneam și eu, da. Păi, dar ce să-ți fac mai? Dacă eram... Da, acolo mă gândim, nu merge treaba. Făcut algebră. Acolo nu ne merge treaba, nu trebuie să fugim. Exact. Trebuie să venim. Pentru că, Adi, cu cât te împaci cu gândul, nu știu să fac geometrie, da. Poate mai grav este. Dar îmi place acum cu teorema lui Talezișor. Bă, dar nu trebuie să-ți placă. Aici trebuie să-ți placă matematica să o înțelegi. Nu știu când îmi place, când nu-mi place atunci. Am avut bucuria să vă spun și vreau să vă comunic asta. Să vedeți la, cu cei de-a patra cât de frumos am lucrat astăzi. Și el cu Daria. Și cu Daria. De ce? Pentru că fac zâmbind. De asemenea, o fetiță de la 5-a foarte frumos, foarte frumos. La 10 în teză? Ziceți, domn profesor. Da, cât o luat? 10. La 5-a. Felicitări! Stefania! Felicitări! Deci asta înseamnă ce? Ușor, ușor, că venim din urmă, conștientizăm ce goluri avem, încercăm să le eliminăm, discuția așa o porteam. Păi da. Nu ne infatuăm și ce grozav sunt eu. Da, că dacă venim numai ca să ne facem tema și să ne bucurăm că ne-am făcut tema ce grozav sunt. Păi, da, nu așa, nu? Trebuie să avem puterea spune. Trebuie să rămânem cu ceva. Multe lucruri am de învățat. Da. Multe lucruri am. N-am niciun motiv să mă bucur așa, să mă exact. Entuziasmez. Mi-a dat și mie un rezultat, corect. S-am dat un răspuns. Da. Așa. Sinteza așa. Orei, domnul profesor. Teorema lui Tales. Da, teorema. Aici am lucrat pe două probleme. Așa. Cu rapoarte derivate. Totul se bazează pe proporții. Să punem și chestia cu pata. Și proporții derivate. Vreau
Vreau să vă spun atenție, dragilor, că zic proporție, înseamnă egalitate de două rapoarte. Da? Păi, domnule profesor. Deci, când zic proporție, înseamnă egalitate de două rapoarte. Și când zic proporții derivate, din acea proporție, de minim o egalitate de două rapoarte, se obțin alte proporții derivate din aceea. Fie că adun numărătorii la numitori, numitorii la numărători, fie că-i scad, fie că adun numărătorii între ei, supranumitorii între ei. Deci ne amintim de clasa a 6-a tot ce am făcut la rapoarte și proporții. De clasa a 6-a. Da. Așa. Așa. Cam atât la teorema lui Thales. Deci la teorema lui Thales asta am făcut. Da. Și pe aceea am trecut la radical. Scoaterea de subradical, introducerea subradical. Radical asemenea. Radical asemenea. Radical. Asemenea. Asemenea. Scoaterea și introducerea subradical. Scoaterea. Introducerea subradical. Și introducerea unui număr. Da. Sub. Radical. Radical. Și din radical. Da. Subradical și la scoaterea, din. Da. Da. Sub. Introducerea subradical, scoaterea din radical. Și sub din radical. Din. Așa. Din. Radical. Radical. Da. Am făcut și exercițiul acela cu modul, domn profesor. 3, 4. Modulul. Valoarea absolută. Valoarea absolută, corect. Brava, modulul Anca. Valoarea absolută a unui. A unui. A unui. Număr real. Și. Aici am încântat modul de expresie e egal cu acolade. Corect. Expresia e dacă e e mai mare egal decât 0 și minus e, e dacă ia ziceți copii, dacă e e mai mică ca 0. Foarte, foarte important. Asta trebuie să o rețineți copii. Da. Asta este definiția modului. Da, exact. Am făcut exerciții. Păi am făcut de exerciții, da. Da. Mirura, ce observăm? Radical, chiar exercițiul ăsta a fost foarte aproape, că noi au trebuit să calculăm. Era 10,90 și minus 11. Ori acolo reduci, dar radical din 49 și cu 48. Deci la un punct. Exact. Deci nu calculul efectiv cu decimale. E. Și atunci există pericolul să nu putem să facem diferențierea decât la o decimală târzii. Așa. Și atunci trebuie introdus întregii în fracții. Deci neapărat așa trebuie. Neapărat, m-am lucrat eu. Așa. Ca să vezi. Exact. Să fie o finețe foarte mare și mai târziu. 48 dacă, cu 49, dacă da. Dacă o decimală de ordinul 5-6, păi tu să te tragi radicalul de ordinul respectiv și să faci calcul, nu? Da, am înțeles. Da? Deci trebuie așa. Am înțeles. Deci introdus. Hai, pe finalul. Fără șomer. Așa. La revedere, vă mulțumim că l-ați înrădat pe prof. Alan și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Păi și am uitat să le spunem și în timpul lecției. Da. Mereu uita asta. Când așa, voi uitați, nu uitați să dați like și share. Vă mulțumim, dragilor. La revedere. La revedere.